Bună seara, stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică, emisiune de dezbatere electorală pe teme de alegeri prezidențiale. În această seară vom discuta despre cei 14 candidați care au rămas în cursa pentru alegerile prezidențiale, în special despre doi, pentru că avem doi reprezentanți ai candidaților. Este vorba de doamna dr. Laura Bota, reprezentant al candidatului Cristian Deaconescu, candidat independent. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Mă bucur să mă aflu în platoul dumneavoastră și sper să avem o misiune de succes. Și domnul colonel în rezervă, Ganea Constantin, reprezentant al candidatului Ludovic Orban, Forța Dreptei. Bine ați venit! Vă mulțumesc mult pentru invitație. Voi citi câteva titluri din presa locală și națională, după cum ați putut vedea. Informația zilei a tratat pe larg subiectul Consiliul Județean. Au fost aleși cei doi vicepreședinți de la PSD, bineînțeles. Este vorba de Mircea Govor și Cătălin Filip, care au obținut câte 20 de voturi din partea consilierilor județeni prezenți la ședința de vineri. Au fost 26. Cei 26 de consilieri județeni validați au votat, 6 voturi au fost împotrivă de la PNL și AUR, bineînțeles, însă cu majoritate PSD a câștigat 2 vicepreședinți de Consiliu Județean. Olanda reintroduce controlele la frontiere, s-a dus cu înțelegerea Schengen, cu acordul Schengen. Olanda, ca și Germania, reintroduce controlele tocmai pentru ca să limiteze venirea emigranților. Ziua armate cu protest pașnic al rezerviștilor, probabil că vom discuta și cu domnul colonel în rezervă ce ne mulțumește pe rezerviștii sătmăreni și din țară, pentru că la București înțeleg că au fost proteste mai clare. La noi, la Satu Mare, rezerviștii au ales să stea în spate, nu în mijlocul evenimentului ca de altă dată, ca în ultimii 30 și ceva de ani. Da? Continuă în ritm alert constituirile de consilii locale în județul Satu Mare, a fost pe ultima sută de metri și în weekend o grămadă de consilii locale, prefectura, reprezentanții instituției prefectului au fost prezenți în foarte multe localități din județul Satu Mare. Companiile românești se tem că după alegeri va urma un șoc și va urma un șoc, vom vedea. Sigur, cine câștigă alegerile prezidențiale din decembrie și, bineînțeles, cum va fi format Parlamentul la 1 decembrie. 18 consilieri locali și primarul Chereșcheni au depus jurământul, la fel ca și Consiliul Județean, nici aici nu au depus toți consilierii locali, 18 din 23. Urmează la o altă ședință validarea celorlalți consilieri locali sătmăreni. CSM Olimpia a zdrobit Olimpia 1921, un meci amplu comentat în pagina de sport din informația zilei. Adevărul, războiul bruiajelor lovește România. Generalul în rezervă Dan Greco atrage atenția că bruiajul GPS rusesc este un pericol pentru aviația civilă din România și amintește de războiul electronic declanșat de fosta URSS în timpul Revoluției din 1989. El îl contrazice astfel pe ministrul transportului, care deduse asigurări că această problemă nu afectează siguranța zborurilor. Economie, Black Friday, vinerea neagră pentru portofelul românului. Și din educație, directorul anului 2024 în luptă cu vechile năravuri din școală. Acestea și alte titluri le puteți citi în continuare în presa scrisă, o presă care mai poate fi găsită la chioșcuri. Doamna Bota, domnule Ganea, să revenim la candidații noștri de la prezidențiale. După cum am zis la începutul emisiunii, au rămas 14. Dumneavoastră reprezentați 2 dintre aceștia. Am invitat și un reprezentant din partea USR, un reprezentant al candidatului Elena Lasconi. Dânsul trebuia să fie aici, dânsul sau dânsa trebuia să aibă loc la această masă. Nu a venit, deși invitația a fost lansată cu câteva zile înainte. Îmi pare foarte rău, dar reprezentantul doamnei Elena Lasconi nu a ajuns în studioul Informația TV în această seară. Domnul Orban, domnul Cristian Deaconescu a fost președinte al PMP, și acum candidează ca și independent. După cum știm, PMP s-a unit cu Forța Dreptei și au ales ca reprezentant în campania prezidențială pe domnul Ludovic Orban.
Cum s-a ajuns în această situație ca un fost președinte de partid, de fapt și domnul Orban a fost președinte de partid, să candideze ca și independent? Eu am fost fondatorul Partidului Mișcarea Populară în Satu Mare. Ceea ce pot să spun că la vremea aceea nu erau conflicte generate de niciun fel de neînțelegeri. În 2007 am devenit președintele Partidului Mișcarea Populară, primul președinte numit. Am fost sunată de președintele Traian Băsescu, am mers la București și am primit prima numire. Am venit acasă cu o numire în mână și cu o hârtie și am început să construiesc. La acea perioadă, foarte mulți cetățeni ai orașului și al județului Satu Mare au acces spre acest nou partid, pentru că era un suflu nou pe scena politică românească în momentul acelea. Deci a avut un, cum să zic, un trend foarte fulminant partidul la perioada aceea. Împreună cu Fundația Mișcarea Populară, al cărui președinte era la momentul acela domnul Cristian Diaconescu. El nu era implicat în partid. Nu vreau să intru în foarte multe detalii despre acest conflict, pentru că la momentul acela eu nu am mai fost. Eu când am ales să mă retrag oarecum din activitatea politică, președintele era domnul Tomac. Conflictele ulterioare nu le cunosc, dar pot să spun că la momentul actual domnul Cristian Diaconescu a ales să-și continue cariera politică în Platforma Independentă. Platformă care a fost lansată de curând la București. Deci n-aș vrea să intru în niște lucruri pe care... E o platformă, așa se cheamă, Platforma Independentă? Da. Sau are da. Un nume? Platforma Independentă, România Respectată. Așa, da. România Respectată, da. Conflictele lor nu aș vrea să le discut în emisiune, pentru că nu le știu. Da. Nu am luat parte la ele, nu le cunosc. Așa că din acest punct de vedere sau din această perspectivă va candida domnul Cristian Diaconescu, candidează ca independent, dar pot să spun că eu am fost organizatoarea lansării candidaturii lui în 2014, când a mai dorit să candideze odată, dar din păcate lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am dorit. Iar eu acum îl susțin pe dânsul ca independent, fără niciun fel de asociere politică, fără partide politice în spate. El candidează independent și toți cei care îl susținem facem parte din această platformă România Respectată. Are susținători la Satu Mare? Sunt? Din ceea ce pot să spun, că este o surpriză plăcută și pentru mine, am organizat în urmă cu vreo două luni un cocktail diplomatic care a avut loc într-o anumită locație și nu în Satu Mare, undeva la luna 6, adică nu în Satu Mare, și spre surpriza mea au participat foarte mulți susținători, deși la momentul acela nu era anunțată candidatura dânsului. Dar a fost un cocktail diplomatic în care el vorbea despre diplomație și au venit foarte mulți, inclusiv oameni care n-au fost invitați, deși nu am promovat foarte tare, pentru că n-am știut exact cum va decurge evenimentul. Și am rămas cu o surpriză plăcută și de atunci încoace, pot să zic, sunt foarte mulți oameni care mă susțin, care au o părere foarte bună despre el. Și foarte mulți îl susțin. Și sunt plăcut impresionată, dar nu putea să fie altfel, pentru că domnul Diaconescu este un om diplomat, un om de carieră care n-are schelete în dulap. Nu ai ce să-i reproșezi dânsului ca și carieră politică, ca om politic, chiar nu ai ce să-i reproșezi. Așa că, sincer, n-am auzit decât de bine. La orice postare n-am văzut un comentariu negativ. Deci, chiar are foarte mulți susținători și sperăm să se valideze aceste susțineri în voturi. Da. Sigur, problema e cu PMP-ul, cu procesele cu PMP-ul, cu situația din PMP care a fost tensionată foarte multă vreme. Vom reveni la situația asta. Domnule Ganea, care e situația cu domnul Orban? O succintă descriere a situației, pentru că la fel domnul Orban a fost președinte de partid, a fost președintele pe PNL. Au fost foarte multe certuri în PNL, mai bine de un an PNL a fost în tensiune, au lăsat puțin deoparte treburile țării, treburile guvernării și s-au certat între ei cei doi candidați la președinție,
Știți foarte bine, domnul Orban și domnul Cîțu. Pe scurt, a să fie așa, domnul Orban este printre puținii politicieni care îi cunosc, care are coloană vertebrală. Deci este o adevărată plăcere să stai de vorbă cu dânsul. Diplomația de care dă dovadă m-a atras să fac parte din acest partid, Forța Dreptei. Respect principiile liberale, am făcut parte din PNL, dar am rămas cu gusturi amare după alegerile în 2020. Partidul Forța Dreptei, înființat de curând, a avut o dezvoltare rapidă, aș putea să-i spun, în nici 2 ani de zile să înființeze la nivel de județ în aproape 80% din UAT-uri să ai filiale, este un lucru mare totuși. Alianța politică, deci atenție, nu electorală, nou constituită, Forța Dreptei, Partidul Mișcare Populară, Alianța de Dreapta și Partidul Țărănesc, Maniu Mihalache, aceste 4 formațiuni îl sprijină pe domnul Ludovic Orban. Ne dăm tot interesul să-l sprijinim, fiindcă întotdeauna mi-au plăcut oamenii cu coloană vertebrală. N-a fost să fie din nou Alianța Dreapta Unită cu Forța Dreptei, PMP și USR? Din câte cunosc, nu mă pot băga prea mult în amănunte, au fost mici neînțelegeri, să spunem așa, sau respectare de orgorii, sau... Alianța a fost înregistrată la USR, nu s-a mai putut din nou coaliza în jurul acestei alianțe și s-a preferat constituirea acestei alianțe politice, de dreapta. Adevărații liberari consider că cei care respectă principiile liberare vor da dreptul celor de dreapta. Da. Bun, pe de altă parte, USR spune că în la voturile din 2000, la alegerile locale din 2024, alianța cu PMP a tras în jos partidul, a tras în jos USR și alianța de dreapta, sau mă rog, Dreapta Unită, a Dreapta Unită a obținut mai puține voturi decât ar fi putut obține USR mergând singur în campanie. Cei care ar fi votat USR, oricum a votat USR-ul. Deci aici să dăm vina pe cineva pentru un scor scăzut, nu mi se pare normal. Să căutăm vinovatul nu are rost. Campania electorală ne-am făcut-o fiecare cum am putut. Fiecare s-a zbătut să adune cât mai multe voturi. Rezultatul a fost așa cum a fost. Pentru Forța Dreptei, partid nou înființat, eu consider totuși că a fost un rezultat bun. Se va vedea la aceste alegeri creșterea electoratului nostru. Nu putem da vina pe cineva. Acea coaliție s-a făcut într-adevăr, s-a mers mai departe, acestea au fost rezultatele. Depinde de fiecare din organizație județeană, cum își face campanie, cum își promovează liderii, cum își aleg liderii, fiindcă în primul rând la locale se alege omul și ulterior partidul. Da. Care e relația dintre la dumneavoastră, pe plan local, între Forța Dreptei și USR? Există o relație sau nu mai există? Având în vedere că la un moment dat ați fost împreună. Președintele organizației noastre județene, domnul Ștefan Ciordaș, vă poate da toate detaliile în acest sens. Nu am participat la asemenea discuții, fiind președinte al organizației municipale Carei. Da. Bun, și la Carei există USR sau... Nu. Am căutat să contactez, dar din păcate prea puțin. Vechea organizație condusă de o veche prietenă de-a mea, cam inexistentă. Da, da. Am încercat să contactez la alegerile locale, să stăm de vorbă, să vedem ce putem realiza, dar din păcate nu a fost. Bun, amândoi reprezentați un candidat de dreapta. La fel ca și USR, doamna Lasconi, aveți același bazin electoral. Am putea spune că aveți același bazin electoral, da? Alături de, mă rog, mai este și domnul Ciucă, care e de dreapta, mai sunt candidați care se spun că de dreapta și domnul Terheș. Însă, eu v-aș ruga să spuneți de ce candidații care preferă dreapta, un candidat, de ce alegătorii care preferă un candidat de dreapta, să aleagă pe, să zicem, pe domnul Cristian Diaconescu sau pe domnul Orban. Îmi cer scuze, vreau să vă corectez. Da.
Deci n-aș putea să spun că domnul Cristian Diaconescu este un candidat neapărat de dreapta. Aș putea să spun că el are un pas înainte, ca să zic așa, pentru că el a fost ministru de externe în două mandate, ministru justiției, consilier prezidențial sub mandatul lui Traian Băsescu, șeful cancelariei prezidențiale, deci el are electorat și din bazinul de dreapta și din bazinul de stânga și sper foarte mult din cei 40% independenți. Și că de aia zic că n-aș vrea să spun că e neapărat de dreapta, este un candidat independent care va strânge bazin electoral din ambele tabere, și din stânga și din dreapta și din cei nehotărâți. De ce Cristian Diaconescu este cel mai bun sau de ce îl văd eu pe el cel mai potrivit pentru cea mai înaltă funcție în stat? În primul rând pentru că România are nevoie de o schimbare. Cristian Diaconescu este un diplomat de carieră, un om care a excelat în toate funcțiile pe care le-a avut. A fost dorit de toate partidele, și de dreapta și de stânga, ca să nu spunem partidele. A fost susținut în aceste funcții. Ce poate să spună despre un om asemenea lucruri? Înseamnă că ești un om valoros care știi să-ți faci datoria la locul de muncă. El, pe lângă faptul că este un diplomat, ceea ce reprezintă foarte mult pe el în cariera diplomatică, îi faptul că a fost și oarecum militar de carieră, cunoaște justiția, cunoaște apărarea, știe ce înseamnă infrastructura din România, știe ce înseamnă sănătatea, unde nu mă pot abține, unde reforma sănătății încă nici în ziua de astăzi nu s-a făcut. În momentul de față, fiind ministru de externe, Cristian Diaconescu nu va învăța la locul de muncă, pentru că funcția de președinte este ca o meserie, dar el nu va învăța acolo pentru că el a fost consilier șef al cancelariei prezidențiale, deci chiar știe ce înseamnă să conduci statul, știe ce va face luni dimineața când va merge la Cotroceni, pentru că aceste lucruri le-a mai făcut, nu sunt pentru el străine. Iar un om ca și el, care știe ce înseamnă fiind în ultimii ani și Ministerul de Externe, știe ce înseamnă politica externă. Astea sunt datorile președintelui, să ne reprezintă în politica de externă, ceea ce lui vin ca o mănușă. Noi n-am fost reprezentați, din păcate, în ultimii ani în străinătate. Am avut un președinte care n-a existat. Iar lui vine ca o mănușă această funcție. El consider prezidențiabil din toate punctele de vedere. Cum am mai spus adineaur, n-ai ce să-i reproșezi nici ca și carieră politică, nici ca și om. Iar proiectul pe care îl are se numește România Respectată. E momentul ca noi românii să știm sau să cerem să fim din nou respectați. Noi nu suntem respectați ca oameni, nu suntem respectați ca și țară. Ori dacă noi vom ști să cerem să fim respectați, o să avem o țară mult mai influentă când vom sta la masă la NATO, la UE. Așa, dacă nu suntem respectați, asta este. Am o vorbă și am un slogan învățat de la tata, că dacă vrei respect, impune respect. Militar de carieră. Mie îmi place să spun acest slogan, pentru că așa și este. Vrei respect, impune respect. Cu siguranță că ne va reprezenta țara și se va bate pentru țară. Încă un aspect. În momentul de față, președintele nu are sau nu comunică și nu lucrează împreună cu guvernul. Sigur că președintele are atribuțiile lui, dar cu el împreună țara va avea de câștigat, pentru că va avea o bună colaborare cu guvernul, lucru care până acum n-a fost. A fost mereu un conflict între guvern și... Ce colaborare bună poate să fie atâta vreme cât președintele trebuie să numească un premier din partidul care a câștigat cele mai multe voturi, da? Da. Ori, credeți că domnul Cristian Diaconescu va avea o relație bună cu PSD? Pentru că e foarte clar, PSD va avea cele mai multe voturi. PSD este pe primul loc în toate sondajele. Nu putem nega acest lucru. PSD, PNL sunt cele două partide care au cele mai multe voturi deocamdată.
se va înțelege, s-ar putea înțelege domnul Cristian Diaconescu cu un premier din PSD? Categoric da. Tocmai vă spuneam că a fost ministru de externe, da, numit din partea PSD-ului. Deci are bazin electoral și de la PSD, și de la PNL, și de dreapta și de stânga. Așa că da, ăsta este un atu al lui, da, se va putea înțelege. Se va putea înțelege și trebuie să ne aibă și pe noi, toată țara, alături de el. Bineînțeles. Da. E o problemă cu structurile din teritoriu, pentru că orice candidat are nevoie de niște structuri, exact cum au PSD, PNL, niște structuri solide care să îndemne lumea să voteze, da? Pentru că așa se merge în campania electorală, zeci de activiști de partid, da? Așa să le mai spunem încă așa în continuare, merg în piețe, în târguri, pe străzi și îndeamnă alegătorii să voteze un anumit candidat. Da, aveți dreptate. Având 15 ani de politică în urmă și am participat la nenumărate campanii electorale, prezidențiale, da, de toate, da, aici aveți dreptate, dar eu mizez pe faptul că lumea s-a schimbat deja. Deja nu mai îți place să fii deranjat acasă și să fii, să-ți sune la sonerie să alegi un anumit candidat. Eu cred că deja lumea s-a schimbat. Deja e nevoie de mai mult. Tocmai de aceea e nevoie de un alt fel de președinte. E nevoie de un diplomat de carieră care nu vine cu forța. Adică el impune prin ceea ce a lăsat în urma lui, în cariera lui politică. Eu cred că lumea deja s-a deșteptat. Și mai este bazinul ăla electoral care nu vine la vot. Că nu mai vrea, s-a săturat. Ăia trebuie să se trezească. Realitatea este așa, prezența la vot e undeva la 50%. Asta, da? Ziceam eu de 52%, 40%. Bun, ce noi fac ceilalți? Ăia 48%, cum am spus, trebuie să se trezească. Este momentul, pentru că dacă nu dorim schimbare, nici nu o să se întâmple. Dar acum avem, cum ați spus, 14 candidați din care, da, chiar putem alege. Eu spun că Cristian Diaconescu este cel mai prezidențial în acest moment, pentru că are CV-ul în spate care îl recomandă toată cariera lui. Așa că da, aveți dreptate. Suntem o platformă, o asociație, o mână de oameni care, da, nu avem firme în spate, nu avem susținători, nu avem structuri. Dar tocmai, cum spunea colegul meu de platou, Adinaur, la alegerile prezidențiale se alege omul și nu neapărat partidul. Și aici mizez pe faptul că Cristian Diaconescu va face totul și face totul ca să ajungă lui dimineața la Cotroceni. Bun, hai să zicem că nu să ajungă din primul tur, da? Absolut, că n-are cum din primul. Dar din al doilea tur, cu siguranță, atunci toate partidele de dreapta, și aici fac o mică paranteză, se vor alea. Păcat că acest lucru nu s-a făcut de la început, să meargă toată dreapta cu un singur candidat. Există atât de multe orgolii în toate partidele, încât iară mergem pe 10 candidați de dreapta și restul independenți și nu știu cum. Deși dreapta ar fi putut câștiga detașat dacă mergea cu un singur candidat. Așa că asta recomandă pe domnul Cristian Diaconescu și sunt absolut convinsă că va reuși și meritele îi revin doar lui. Pentru că noi suntem prea puțini care să putem face ceva pentru el. Așa că nu avem nu știu ce afișe, nu avem bani, el nu este un om bogat, este un om care s-a consacrat politic prin prisma valorii pe care a prestat-o în slujba societății. Da. Domnul Urban a fost ministru de externe, însă a fost premier. Cu experiență vastă în spate de peste 30 de ani și pornind de jos, domnul Ludovic Orban și-a câștigat electoratul, aș putea să spun. A ocupat pe rând diferite funcții, de la ministru al transportului, se cunosc foarte bine funcțiile dânsului și a fost și premier. Și a fost premier într-o perioadă foarte, foarte dificilă, în perioada pandemiei. Multă lume l-a judecat pentru deciziile care le-a luat, dar dacă ne uităm la statistice internaționale, noi rata de mortalitate am avut-o mai scăzută decât alte țări prin politica care s-a dus atunci. Trebuie să fim conștienți, facem parte din Europa, au fost niște măsuri instituite la nivel european care au trebuit respectate. Cum spuneam, o experiență de peste 30 de ani în spate, într-adevăr nu a fost ministru de externe, dar vă recomand să stați de vorbă cu dânsul, o să vă schimbați total părerea. Eu am stat de vorbă cu dânsul. Este un om deosebit, aș putea cu domnul să Orban? Spun. Da.
Am avut plăcerea să l-am... Așa, nu l-ați votat, nu l-ați alege pe domnul Orban? În momentul ăsta nu. Sigur, îi doresc succes și da. În turul 2, dacă ajunge, cu siguranță că va fi l-am susținut. Avut musafir de două ori la Carei, am onorat invitația. A fost genul de om care a știut să discute cu fiecare categorie socială în parte. Deci, îți lasă o impresie foarte plăcută. Știe să atragă oamenii. Și revenind, uitându-ne la CV-ul dânsului, nu am mai dat ce să-i reproșăm. Poate sunt anumite măsuri, cum am zis, ce au fost luate în pandemie, care nu au fost pe placul tuturor, dar au fost niște măsuri necesare. Ceea ce își dorește dânsul, o reformă foarte importantă, începând cu cea economică, fiindcă la nivel național au fost luate niște măsuri economice, niște creștere de taxe și impozite, care până la urmă tot pe noi, cetățeanul de rând, ne atacă. Acea supraimpozitare IT și în alte domenii, constatăm și acum cu supraimpozitarea companiilor petrol și gaze, a dus la o creștere a prețului la carburanță. Această creștere, automat, va duce la alte creșteri. Deci unele măsuri economice ce au fost luate în această perioadă nu au fost bune și nu ne sunt de bun augur. Cate din la anul s-ar putea să avem parte de alte taxe și de alte probleme. Încă da, de altfel am și da, citit... Domnul Orban are un slogan, cinstit cu români. Deci a fost genul de om, cum spuneam anterior, a avut coloană vertebrală. S-a retras atunci când a fost cazul. S-a lăsat la dispoziția organelor de cercetare pentru a-și arăta nevinovăția. Îl respect și alături de mine toți susținătorii Forței Drepte și nu numai sunt alături de el. Și am spus, adevărații liberali îl vor vota. Da, acum dacă era de față un liberal, sigur că vă întrebam care sunt adevărații liberali. PNL sau Forța Dreptei? Principiile liberale sunt unice. Cine le respectă, e ok. Cine le respectă cu ocolișuri, nu poți să faci o campanie electorală contra PSD și după alegeri ne unim cu PSD. Deci, eu mi-a fost jenă să mă uit în ochii susținătorilor mei după campania din 2020 pe noi. Deci nu se face așa. Nu. Dacă am pornit pe un drum, mergem până la capăt. Soluțiile de compromis sunt bune până la un anumit nivel. După un anumit nivel, nu mai sunt soluții de compromis. Și vedeți această conducere PSD-PNL care este acum, nu a dus nimic bun țării. În afară de creșteri ale pensiilor, ale creșteri care nu știu cum le va acoperi statul român. Le va acoperi prin creștere taxe și impozite pentru ceilalți, din păcate. Și prin împrumuturi. Împrumuturi cu dobânzi da. Mult mai mari, ținând cont de ratingul țării noastre. Reformele legislative, totul, e vorba rămâne, pește la cap să-mi pute. Deci în momentul în care nu se iau decizii corecte, legi, date cum trebuie, să nu fie interpretabile, din păcate nu ajungem nicăieri. Dacă ajungem să promovăm oameni care nu sunt specialiști în funcții cheie, este păcat. În momentul în care o comisie de concurs pentru un post al unei instituții este o comisie politică, iar nu este. De ce nu se face o comisie cu specialiști? Într-un anumit domeniu, cel mai bun să câștige. Din armată am învățat, nu poți să fii șef dacă nu știi să faci munca subordonatului. Deci, în momentul în care știi să-ți controlezi subordonatul, ești în măsură să-i fii șef. Da, în măsura în care știi ce trebuie să facă subordonatul. Acel flux informațional, da? Deci nu, eu... Da. Și ducem, de aici se pierde. S-a făcut digitalizarea. Am complicat treburile. Ca și mic întreprinzător, am un SRL-ul. Deci începutul anului a fost dezastruos, cu e-factura, cu SPV, cu certificat digital și alături de mine ceilalți mici întreprinzători, mă gândesc și dumneavoastră da, la fel. Da, absolut. Deci în loc să simplificăm lucrul printr-o legislație lejeră, nu toată lumea este IT-istă, nu toată lumea lucrează cu laptopul. Nenea Floare de la țară, care are un SRL, știa de SPV, de certificat digital. Deci atât le-am complicat legislația și pentru ce? Să-i căutăm pe micile SRL cu cifră de afaceri până în 20-30 de mii de euro să nu facă evaziune fiscală. Haideți să fim serioși. Asta a fost marea digitalizare. Te duci să obții un certificat la o primărie, te plimbi între birouri, efectiv. Un portal online, aici trebuia adevărata digitalizare. Aici se trebuiască. Dar revenim.
ai specialii sus care știu ce trebuie făcut, ei dau directivele mai jos, atunci se realizează lucrul. În momentul în care te conduce cineva care nu știe, rezultatele sunt pe măsură. Da. Știm că majoritatea candidaților sau principalii candidați la prezidențiale merg în alta poartă, în Statele Unite, pentru a-și cere acceptul pentru a candida, pentru a cere o susținere. Are nevoie președintele României de susținerea Statelor Unite? A spune că nu. Dar, din păcate, avem nevoie ca și țară de susținerea Statelor Unite, dar ca și candidat în România, nu. Ar trebui să fim independenți cu alegerea președintelui în țara noastră, să nu ne pese de, nici măcar de Statele Unite, până la urmă, împărăția, cum se spune, pentru că noi ne alegem președintele și n-are cine să se bage nici UE, nici NATO, nici Statele Unite în alegerea noastră. De aceea fac un apel la români să se trezească și să-și aleagă președintele cel mai potrivit, pentru că până acum am avut doar generații de sacrificiu și tot am trecut încă o generație și încă o generație și 35 de ani de la Revoluție și încă tot nu s-a întâmplat nimic. Este momentul să ne trezim și nu avem nevoie de susținerea sau de sfatul Statelor Unite pentru alegerea președintelui nostru. Ce să caute ei în deciziile noastre ca și popor? Când vorbim despre președinția României. E vorba de politică externă aici. Păi, dacă avem nevoie altceva, de nu, politică... Ați vorbit, mă scuzați, da. Ați vorbit despre alegerea președintelui. Nu, da. Nu avem nevoie. Când avem nevoie de susținere, da. Acolo pentru strategii politice și pentru politica externă, da. Dar nu pentru alegerea președintelui. Pentru politică externă, da, sunt de acord că avem nevoie. Dar nu pentru alegerea președintelui. Nicio formă. Bun, și atunci, cum? De ce credeți că merg principalii candidați la, la prezidențiale? De ce am fost în Statele Unite? Pentru că e o modă, pentru că n-au încredere în ei. Dar de ce e moda asta? Asta vreau să zic. Să-mi explicați. Sau cum, de ce credeți că este moda asta? Pentru că toți candidații la președinție cred în ei că vor fi președinți și atunci cu siguranță că dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite o să-i ajută sau o să ne împiedice în unele lucruri. Eu n-aș spune așa, pentru că Statele Unite, vă spun, oricare ar fi președintele, are nevoie de România și Statele Unite, așa că oricare ar fi președintele României din decembrie încolo, va dezvolta relații strategice cu SUA. Pentru că așa cum noi avem nevoie de ei, și ei au nevoie de noi. Da. Așa că ei doresc asta pentru următorul pas. Nu de la început, pentru că nu știu dacă interesează pe ei. Doar spun ei de fațadă că interesează cine e președintele. Nu, că ei vor colabora cu președintele României, indiferent care ar fi, de dreapta sau de stânga. Asta e părerea mea personală. Da. Avem nevoie de aprobarea Statelor Unite sau nu? În alta parte. Românii își aleg președinte. Da. Bravo. Nu votează americanul în locul românului, să fie clar. Și este treaba președintelui să se facă auzit în Statele Unite. Categoric. Două lucruri simple. Da. Prin politica pe care o va duce viitorul președinte, se va impune sau nu în fața Statelor Unite. Suntem un scut. Știm foarte bine, suntem în zona de conflict. La graniță. Suntem la marginea prăpăstii, să spunem așa. Găzduim mii de militari la tu. Președintele României, viitorul președinte, va avea un cuvânt de spus în acest sens. Acordarea de sprijin militar, manevre naționale, exerciții multinaționale, toate se fac cu acordul președintelui. Un om vertebral, cu cunoștințe, cu experiență în politică, va avea discernământul să decide ce este bine și ce nu. Dar încă o dată, românii își aleg președintele. Noi avem două mari probleme pe politică externă sau președintele, președinții noștri au avut o mare problemă. Toți au vrut să obținem visa waiver, da? Vize sau intrarea fără viză în Statele Unite și Schengen-ul. Sunt aceste două lucruri o nereușită, putem pune în cârca președintelui aceste nereușite sau nu? Nu. Doamna Botă. Nu neapărat, pentru că aici a conlucrat și miniștrii care au fost. Și eu cred,
părerea mea personală este că nu s-a dorit extraordinar de tare să intrăm în Schengen, pentru că dacă se dorea, eu cred că se putea realiza. Dar din păcate am avut oameni promovați în funcții executive, miniștri care nu erau pe domeniile lor de activitate, ingineri și alții, ca să nu dăm nume. Puteți dar că nume. Nu vreau să dau nume, că nu vreau să jignesc că am venit să-mi susțin candidatul, dar din păcate nu. Nu, eu cred că nu s-a dorit și n-am fost destul de pregătiți pentru acest pas și nu ne-am bătut foarte tare pentru asta și ne-am făcut auziți. Păi cu un președinte care era absent și cu niște miniștri care au mers la niște confruntări neștiind să vorbească limba engleză și să-și reprezinte țara și să bată pentru ea, cum am dorit să ne facem auziți în, la masa verde, cum se spune? Există sau spune Cristian Diaconescu că dacă nu ești la masa care contează, ești în meniu. Noi mereu am fost în meniu. N-am fost la discuții. Din păcate. N-am fost luați în serios, nu s-a luptat nimeni pentru noi și nimeni nu ne-a luat în seamă. De aceea, în proiectul domnului Cristian Diaconescu spune despre România respectată și cerem ca popor să fim respectați, că atunci vom lua parte la cele discuții de la masa verde. Dacă noi nu ne cerem sau nu cerem să fim la această masă și nu suntem destul de respectați, cum să luăm parte la niște discuții sau să cineva să se bată pentru noi? Din păcate. Da, sperăm că noul guvern și cu președintele va face acest lucru. Și vor fi miniștri care se vor bate pentru țara asta cu adevărat. Nu vor fi miniștri numiți doar așa de dragul că hai să umplem lista miniștrilor, că nu avem și trebuie neapărat să punem un ministru, să zicem PSD, acum a zis că PSD va avea cel mai multe voturi, trebuie să umplem lista cu miniștrii PSD. A trebuit să ne uităm la oameni care au făcut performanță în domeniile lor și să fie promovați oamenii pe domenii de activitate și pe meritocrație. Dar ei neapărat trebuie să reprezinte sau să fie puși acolo cu susținerea unui partid, pentru că asta e. Da, susținerea politicul unui dictează, partid. Acum intrăm un pic în mică paranteză. Eu am făcut parte din PDL sub guvernarea Partidului Democrat Liberal și premier Emil Boc și președinte Traian Băsescu. Noi am susținut în funcție atunci și oameni, și acum vorbim despre Satul Mare, că eu aici am fost președinte, și oameni din PSD, oameni care au demonstrat la locurile lor de muncă și în domeniile lor. Deci noi am păstrat oameni valoroși, chiar dacă înainte au fost numiți de PSD. Deci cred că n-ar trebui să fie o piedică asta, că trebuie să numim neapărat de la partidul care obține cele mai multe voturi și guvernează. Eu cred că trebuie să luăm oamenii valoroși. Pentru că sunt foarte mulți oameni valoroși care s-au pierdut, oameni valoroși care au făcut un spate din politică pentru că n-au fost promovați și au fost promovați niște oameni care n-au făcut performanță. De aceea suntem aici. E momentul să se schimbe acest lucru. Da. Despre visa waiver și Schengen, despre asta am discutat. Deci, din punctul meu de vedere, președintele este vinovat. Președintele este conducătorul țării și emblema țării. Un președinte trebuie să-și conducă țara. El poate da dispoziții, tot ce trebuie, astfel încât să fim reprezentați și el însuși, președintele, să ne reprezinte cum trebuie. În momentul în care duci o politică pasivă, lasă-mă să te las, rezultatele sunt astea. Oamenii, cum a spus și doamna, numiți, povesteam anterior, nespecialiști, promovați în funcții, așa ne-au reprezentat. Nu putem spune că nu suntem pregătiți. Frontierele României au fost pregătite de mulți ani în ceea ce privește dotarea și absolut tot ce a fost necesar. Categoric. Intrarea NATO s-a făcut când s-a făcut pe meritul armatei române, nu pe al politicienilor. Categoric. Datorită curajului și muncii de care au dat dovadă foștii mei colegi în teatrele de operațiuni. Dar dacă nu am avut oameni care să ne susțină interesele, să ne reprezinte, acolo am ajuns. Deci să fim la cherem unei țări care are drept de veto, să spunem că nu intrați în Schengen pentru imigranți, în momentul în care cred că avem cele mai sigure frontiere din zona, locuiesc în oraș de graniță, știu ce controle se fac la... Puține imigranți, puțini. Deci nu poate fi vorba de așa ceva. În momentul în care aerian ești liber să circul cum vrei, deci și aici mă gândesc că au fost mai multe interese economice să nu fim primiți în Schengen. Iar încet, încet, Statele Unite își dau seama de valoarea oamenilor noștri. Și o să vedeți că acele vize se vor aplica pe declar. Se vor scoate, practic. Se vor scoate acele vize. Viza
Da. Deci este o nereușită a președintelui, în primul rând, a campaniei sau a lipsa campaniei, mai degrabă. Bun, relațiile noastre cu Austria nu sunt... Ne așteptam noi, românii, ne așteptam că, având un președinte neamț, da, să avem... el să aibă afinitate cu, în relația cu Germania, cu Austria. Nu știu, din punctul meu de vedere, n-am văzut să ne... să ne ajute Austria sau Germania în afară de furtul pădurilor cu ceva. Trebuie adus o politică mult mai dură. Nu dăm exemple din țările vecine. Și un președinte care să reprezinte țara. Exact, asta a fost, de zic, întrebarea asta cu mai fără rost, pentru că n-am avut un președinte care să ne reprezinte, un președinte care să-și respecte cetățenii care l-au ales. Deci, nici nu știu despre ce vorbim. Președintele n-a existat. 10 ani a dormit. Cam atât. Da, dar a fost un președinte de dreapta, da? Pentru că la fel a fost atunci alegerea între un președinte de stânga și un președinte de dreapta. A fost alegerea românilor să fie un președinte de dreapta. Pentru că întotdeauna s-a ales cel mai mic rău. E momentul, hai să nu mai alegem, dragi români, hai să nu mai alegem, că nu suntem puși acum în fața faptului să alegem dintre răul cel mai mic. Sunt 14 candidați. Există varietate de alegeri. Haideți să alegem un președinte asumat și care se va bate pentru România, și tocmai de politica externă, da, trebuie să fie reprezentată de președinte, nu așa cum a fost până acum. Da, o să citesc și ultimul sondaj din Scop. Rezultatele: Ciolacu 24%, George Simion 20,7%, Joana 18%, Lasconi 15%, Ciucă 8%, Diaconescu 5%, Kelemen Hunor 3,8%, Cristian Terheș 1,9%, Ludovic Orban 1,9%. Culmea, da, deci domnul Diaconescu, care nu are în spate o structură de partid, are mai mult decât domnul Ludovic Orban, care are în spate 4 partide. Dați-mi voie să fiu sceptic la aceste sondaje. Da. Deci personal sunt sceptic, sondajele sunt făcute la comandă, nu este o problemă. Ziua votului va arăta realitatea. Nu vreau să aduc imagine negativă nimănui, dar până de curând Forța Dreptei nu a avut acces la televiziune, radio și așa mai departe. Până de curând. Deci promovarea, fiind un partid nou înființat, fără fonduri de la guvern, toate campaniile electorale locale ni le-am susținut singuri. Nu a fost problemă. Acum, în preajma acestor alegeri, am început să avem timp de audiență. Celelalte activități de promovare a mea, a colegilor mei, a domnului Orban, s-a făcut din banii noștri, a tuturor. Revin, cei care au cât de cât cunoștințe și își doresc o viață mai bună și principii liberale, vor alege să voteze cu domnul. Aceste sondaje au o marjă de eroare, într-adevăr, sunt pe telefonic, sigur, în funcție de persoana intervievată, dar personal sunt sceptic. Fiecare partid care comandă un sondaj ies alte scoruri. Realitatea va fi în data alegerilor, în care vom vedea voturile. Prin această alianță politică realizată în cele 3 formațiuni politice, mă îndoiesc că numai 1,5%, sincer. 1,9. În fine, bun. Pe de altă parte, PMP a fost înghițit de Forța Dreptei la aceste alegeri. Haideți, da, să nu folosim termenul înghițit. Este o alianță. Da. La nivel de satul mare, da, la deputat participă domnul Pop, pe poziția numărul 1, la Senat eu din fața Forței Dreptei. Deci nu este noțiunea de înghițit, este vorba de lucru în echipă. Da. Și campania electorală... Da, dar candidatura este sub sigla Forța Dreptei. Da, într-adevăr, aici aveți dreptate, da. Dar haideți să nu folosim termenul de înghițit, este o alianță politică. Da, dar pe buletinul de vot va fi sigla PMP-ului sau nu? Va fi și sigla PMP-ului sau nu? Pe buletinul de vot. Din toate conferințele de presă am înțeles că se candidează sub sigla Forței Drepte. Da, deci nu va fi. PMP-ul a dispărut ca siglă la alegeri. Uitați-vă pe orice afiș... din campania electorală, da, apare susținut de, da, PMP, Alianța, da, Dreapta, da, Partidul Țărănesc, da, da, departe.
Deci, așa, mă adresez doamnei Laura Botta, care îi spun a dispărut PMP de pe siglele de la PMP a dispărut de pe siglele de la alegeri, da? Oarecum și cu sinceritate vă spun că regret acest lucru, fiind fondatoarea partidului în satul mare și făcând parte din comisia întrunită la prima ședință, când ne-am gândit noi sau când am fost chemată să fondăm un nou partid la București, că am făcut parte din conducerea națională a Partidului Mișcarea Populară, regret, pentru că acest partid a avut un trend foarte fulminant. Și acum, oarecum, regret, dar vă spun faptul bine, dar că... a contat că la conducere este Traian Băsescu sau nu? Păi n-a fost la conducere Traian Băsescu niciodată. Dar faptul că a format... N-a fost președinte, păi cum? Și acum este președinte de onoare. De onoare, da, acum. Da. Dar când s-a format acest partid, nu a fost președintele partidului. Da, a contat. Și eu pot să spun că la momentul acela eu l-am urmat pe Traian Băsescu din PDL și pot să zic că mai mult de jumătate organizația a venit cu mine în PMP. De aceea am avut o organizație foarte puternică în satul mare. Pot să zic că una dintre cele mai bune organizații și mai performante din țară la momentul acela când am fost eu președintele partidului. Și de aceea regret să văd acum că dispare un pic PMP-ul, nu mai suntem reprezentați, când știu cât am construit și câte structuri am făcut, dar recunosc că oamenii veneau spre PMP. A fost un suflu nou și oamenii își doreau altceva. Dar oarecum sunt de acord cu dumneavoastră că PMP-ul un pic a scăzut în sondaje și este pe cale să dispară, pentru că susținut, știți cum e, cetățeanul de la țară care merge săracul, nu stă ăla să citească, vede Forța Dreptei, votează Forța Dreptei și pe vorba, nu se mai uită că PMP, ce-o fi ăla PMP, nu interesează pe oamenii de la țară, din păcate. Dar oarecum regret când văd ce s-a întâmplat cu toată munca mea și am foarte mulți colegi din PMP care nu mai activează în PMP. Asta tocmai datorită conflictelor. Bun, și s-au dus spre altceva, alt partid sau... Sunt care, da, au plecat spre alt partid, dar cei mai mulți... Spre ce partide? Spre PNL au plecat câțiva. Spre dar, Forța Dreptei. Sau spre Forța Dreptei, dar foarte mulți oameni cu care discut mai nou, care au văzut că sunt implicată în campania domnului Cristian Diaconescu, m-au sunat că sunt... Nu, n-au mai făcut politică. Acești oameni sunt oameni care n-au făcut politică înainte de PMP și au venit cu dăruire la un partid nou. Deci aceștia care n-au făcut politică, ăștia nici n-au plecat la alte partide, ăștia au rămas pe din afară și îl susțin pe Cristian Diaconescu. Iar referitor la sondaje, da, sunt de acord cu colegul meu că aceste sondaje sunt plătite, sunt oarecum... Trucate, vreți să spuneți? Trucate? Nu neapărat trucate, plătite de câte un partid. Și atunci sigur că poate partidul care plătește sondajul este... Trebuie să fie avantajat ca să rezulte... Pic, nu, asta nu dar, e plătit de niciun partid. Din scopul ăsta era plătit de Libertatea. Da, spun, da. Atunci când sunt comandate de partide. Dar... Da. Cu siguranță la acest sondaj mai putem adăuga câteva procente în plus... Iar faptul că Cristian Diaconescu nu are un partid în spate și este la 5%, având în vedere că nu avem structuri, nu avem organizații, suntem doar noi câțiva în această platformă și îl susținem, este un lucru foarte mare. Asta denotă că el este apreciat ca om și românii o să îl voteze, pentru că el singur candidează și împotriva tuturor. Fără structuri, fără partid, domnule, cu susținerea oamenilor doar. Și să știți că am văzut sondaje în ultimele zile de peste 9% în fața lui Ciucă, care este reprezentat are de un partid mare, cu structuri și organizații. Iată, uite că acum vreau să fiu corectă, doi oameni valoroși politic, Cristian Diaconescu și cu domnul Orman, din păcate nu au niște partide puternice în spate și să fie promovați. Sunt oameni promovați care nu își reprezintă sau n-au ei singuri scorul partidelor. Sunt mai jos decât scorul propriul partid
al căruia este el reprezentant. Nu e locomotivă, da, un candidat, este, da, un foarte normal, bine spus, un nu candidat este trebuie să fie locomotiva, da, nu este locomotivă. Da, locomotiva a fost un singur om și n-am cum să l-o spun, Traian Băsescu. El a fost locomotivă și el și-a câștigat toate bătăliile electorale. Și până să se mai nască încă unul ca el, mai trebuie să așteptăm, deși mi-ar plăcea să fie cineva care să fie locomotivă, cum a fost el. El a fost locomotivă pentru electorat, pentru partid, pentru tot. Da. E un sondaj interesant, tot așa InScope, barometrul Libertatea InScope, realizat de InScope Research, la comanda cotidianului Libertatea în perioada 11-18 octombrie. Românii au fost întrebați care este în opinia lor cu privire la candidatul cel mai bine pregătit pentru funcția de președinte al României. Deci candidatul cel mai bine pregătit. Așa. 20,4% îl indică pe Mircea Joană ca cel mai pregătit. 18% Marcel Ciolacu, 14,9% pe George Simion, 8,4% pe Elena Lasconi, Nicolae Ciucă 6%, Cristian Diaconescu 5,8%, Ludovic Orban 2,3%, Kelmen Hunor 2,1%, Cristian Terheș 1,6% și așa mai departe, 8,5% nu știu sau nu pot aprecia. 8% spun că niciunul dintre candidați, dintre cei 14, nu-i pregătit ca să ajungă președinte. Deci, la fel, cât de pregătit este, cât de pregătiți sunt candidații sau cât de pregătit este un anumit candidat, vezi că aici diferă procentele, foarte mult diferă procentele, că în timp ce domnul Ciolacu are 24% l-ar fi ales, totuși spun că acest domn Ciolacu este pregătit doar 18% să fie președinte. În cazul lui Cristian Diaconescu ar fi ales de 5% din electorat, însă 5,8% mai mulți spun că este pregătit să fie președinte. La Ludovic Orban avem 2,3%, mai mult, într-adevăr, decât 1,9% decât ar fi fost votat. Deci, sunt mai mulți care au părere bună despre acești candidați, dar nu îl votează. Păi, da. Părerea mea este ca și simplu cetățean, că atunci când mă duc să pun ștampila de vot pe cel mai bun sau cel mai prezidențiabil candidat, da, mă uit ce are în spate și CV-ul care reprezintă. Ce te reprezintă pe tine pentru cea mai înaltă funcție în stat. Și atunci asta ar trebui să luăm fiecare câți candidat. Asta? Asta, păi aici vreau alegători să spun, studiază 14 CV-uri. Asta vreau să spun eu. Atunci, eu ca simplu cetățean, dar și televiziunile au interes ca să nu promoveze CV-urile și candidații pregătiți. Pentru că dați-mi voi, m-am uitat aseară la dezbaterea electorală la care a participat doamna Lasconi. Am fost atât de dezamăgită de dânsa, ea nu este o persoană care este pregătită pentru cea mai înaltă funcție în stat. Așa că dați-mi voie să spun că sunt sceptică auzind aceste sondaje. Pentru că totuși mai sunt și oameni inteligenți care totuși se mai uită, chiar dacă nu-i promova pe TV CV-ul lui Cristian Diaconescu sau lui Ludovic Orban și abar n-au că a fost ministru de externe și poate îi reprezintă această înaltă funcție în stat. Dar totuși măcar în ultima săptămână mi-ar plăcea să fie toți candidați și puși și cu CV-urile lor și ceea ce îi reprezintă pentru această funcție ca și candidat pentru președinția României. Pentru că și oamenii de la țară la un dat se trezesc și ea nu mai este. Ne-am mai deșteptat un pic. Da, bun, dar trebuie nu să ne certăm ca la cauză, piață. Păi foarte puțini oameni, spuneți-mi dumneavoastră, câți la sută dintre oameni votează în cunoștință de cauză? Adică câți oameni au studiat cele 14 CV-uri și spun da, uite, ăsta merită. Oi, aveți dreptate, puțin, dar în momentul ca cei ăia 40 da, să se trezească, că până acum am fost generații de sacrificiu, de tranziție. Da, vă rog. Dacă îmi permiteți. Nu este neapărat nevoie să-i citească CV-ul. Dacă îl urmărește la televizor, cum vorbește, este suficient. Da, și aici aveți dreptate. Din cei 14, numărăm pe degetele o mână cei care au o dicție cursivă, care pot citi, pot vorbi fără un discurs. Să nu mai ziceți de citit, că am avut un președinte da, care citea, care vorbește. De aceea zic, deci îi numărăm pe degetele la mână. Da, dar trebuie și CV-ul, tot trebuie să știi că degeaba poți să vorbești foarte bine, dar poate okay, nu te recomandă că nu ai niciun media fel de... Evită acest lucru. Păi asta spuneam, deci, este un interes ca în să nu se... În momentul în care promovăm un om care nu-și ascunde studiile, nu-și ascunde data bacalaureatului, mi se pare... Da,
Da, corect, asta spuneam. Trebuie să fie publice aceste lucruri până la urmă, că dacă te-ai înhăitat în această luptă, cea mai grea luptă pentru cea mai importantă funcție în stat, trebuie să fie transparent. Dar atunci, da, dar dacă fiecare candidat are o platformă. O promovează. O promovează, deci asta are fiecare candidat la îndemână. Pe de altă parte, candidații au în spate un aparat de partid, da? Care l-au. Da. Care l-au. Și atunci aparatul de partid cere votantului să voteze acel candidat pentru că e cel mai bun. Nu trebuie să explici de ce neapărat, că n-ai timp să explici. Domnule, ăsta e cel mai bun. Asta e sigla care trebuie să meargă în continuare. Să știți că am trecut de etapa asta. Se va întâmpla, da, se va întâmpla ca la aceste alegeri proprii membri ai unor partide mai multe nu o să-și voteze proprii candidați, pentru că nu mai pot să li se dea comenzi dacă chiar ei nu sunt de acord cu propriul lor candidat. Și va fi o surpriză. Veți vedea. Va fi o surpriză. Deci alegerile astea vor fi foarte interesante pentru că avem mulți candidați, dar nici măcar membrii partidelor nu o să mai voteze la comandă, cum se spune, pentru că va fi o surpriză. Veți vedea. Și multe partide se vor trezi cu niște scoruri foarte mici care nu-și votează proprii candidați, mai ales cei care sunt nepregătiți pentru această funcție. Da, ați spus de un general, pentru că atunci vreau să intervin, dacă și domnul Ciucă este un general. Aveți nevoie, nu, dumneavoastră, da, că e militar de carieră, domnul Diaconescu. Da, categoric, dar nu pot să compar cele două persoane. Una e să fii militar, dar ce înseamnă militar de carieră? Ce înseamnă că a fost militar de carieră? Ce înseamnă ca să fii, adică a fost militar de carieră, dar Cristian Diaconescu are în urmă o carieră politică. Că degeaba ești militar, dar nu știi să conduci o țară. Nu înseamnă că dacă ești militar știi să conduci o țară. Trebuie să ai o carieră politică. Nu poți să fii total apolitic. De asta ziceam despre oamenii noi în politică care doresc să fie președinte. Nu există așa ceva. Trebuie să ai o carieră politică în spate. Și Cristian Diaconescu o are. Degeaba... Da, și majoritatea candidaților au o carieră politică în spate. Păi de aia trebuie să ai. Nu există să nu ai carieră politică, să nu știi cu ce se mănâncă, ca să o spunem pe aia dreaptă. Ce să cauți tu, militar de carieră? Domnul Ciucă, iertați-mă, eu am făcut 15 ani de politică, eu nici n-am auzit de el în viața mea. Adică ai venit, te-au pus președinte de partid, te-au aruncat în lupta asta, păi ce te recomandă pentru această funcție? Cariera ta militară? Nu vă supărați, nu. Cariera politică. Să știi, dacă ai fost ministru, premier, știi ce înseamnă, știi cum să conduci o țară, nu o să înveți. Că el, Doamne ferește, să ajungă președinte, va învăța la Cotroceni ce trebuie să facă, habar n-are. Nu te recomandă cariera militară, deși și tatăl meu a fost militar de carieră și pentru mine respect uniforma, în orice formă ar fi, dar nu asta te recomandă cariera militară pe el. Și el nici măcar nu este omul care... Iertați-mă, un militar știe să transmită un mesaj. Dar nu-l văd pe domnul Ciucă să fie transmițătorul unor mesaje, nici măcar ale propriului partid. Adică mi se pare că nu îi se potrivește. Așa că nu asta recomandă. Cariera politică recomandă. Ăsta e adevărul. Și dacă ne place și dacă nu place. Dacă ar veni un tehnocrat să candideze care nu a făcut în viața lui politică, nu, ce să facă? Chiar dacă l-am alege, am ști că acel om nu este pregătit pentru funcția asta. Nu, păi trebuie să știi politică externă, da. În primul rând. Dacă nu știi politică externă, n-ai ce să cauți în această funcție cea mai importantă, cum am spus. Cum o să ne prezinți starea și cum o să te bați pentru noi, dacă nu știi. Da, mai avem un minut. Domnule Gane, are nevoie România de un militar la conducere? Acum că suntem în foarte aproape de un război? Nu. Deci, în primul rând, ne trebuie un om politic bun. Un om politic care să ne reprezinte. Mi-ar fi plăcut ca partidele care sunt pe pole position, să numim așa, să fi venit în campanie. Noi asta am făcut în 4 ani de zile. Și atunci te gândeai, hai, le dăm votul, să continue munca. Dar, din păcate, nu au ce să ne arate. Sperăm la ceva nou, astfel încât să nu ne dezamăgim alegătorii. Un om politic
cu experiență politică, va fi în măsură să gestioneze cu un bun management toate situațiile naționale și internaționale. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Informația TV. Vă doresc succes. Să auzim de bine în continuare. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV. Numai bine!